există ceea ce se numește tulburarea de mâncat compulsiv. Când anume mâncatul devine patologic și ce anume se poate face ca să restabilim echilibrul? Tulburarea de mâncat patologic este destul de frecvent întâlnită, doar că persoanele respective ajung rar în atenția psihologului sau psihiatrului. Practic atunci când starea este gravă, atunci fie persoana în cauză, fie familia, recurg la sprijinul unui specialist în sănătate mentală. O persoană care dezvoltă această tulburare mănâncă foarte mult, foarte repede, mănâncă până simte că pleznește, să zic așa, până are stomacul foarte plin. Înainte de a începe să mănânce, simte o anumită presiune, ca și cum ar împinge-o cineva să mănânce în exces. Persoana se simte vinovată după ce termină de mâncat, are o stare de depresie, se învinovățește pentru faptul că a mâncat foarte mult. Trecând la partea de tratament, există tratament pentru aceste tulburări de comportament alimentar, pentru că tulburarea de mâncat compulsiv este una din tulburările de comportament alimentar. Se poate face atât tratament medicamentos, cât și psihoterapie. Cele mai bune șanse de reușită sunt cu tratamentul combinat, atât medicamentos, cât și psihoterapie, în special cognitiv-comportamentală. Este important să vedem dacă tulburarea de mâncat compulsiv apare izolat sau în asociere cu alte tulburări, de obicei în asociere cu alte tulburări, gen depresia, tulburările de anxietate, tulburări de personalitate. Be smart, be cool, be fresh, be BFM.